În primul rând, vreau să vă mulțumesc enorm pentru susținerea de la ultimul vlog. Ați fost geniali. În al doilea rând, astăzi facem ce v-ați dori majoritatea, și anume să mâncăm precum Andrei Deiu pentru 24 de ore. Această dietă este una grea, foarte slabă în calorii, foarte slabă în carbohidrați, dar foarte proteică. Nu foarte mult ar putea ține această dietă, dar de asta sunt eu aici. Și Lucian, felicitări, bro, ai câștigat cartea de rețete. Și pentru că atât de mulți v-ați dori cartea de rețete, ei bine, la acest vlog o să facem un nou giveaway. Lasă un subscribe, lasă un like și lasă un comentariu cu masa ta favorită din acest vlog. Probabil nu o să ai una, dar masa pe care ai putea să o mănânci cu adevărat. Câștigătorul o să fie anunțat în următorul vlog, sâmbătă, așa că mult succes și vă mulțumesc enorm maniacilor pentru susținerea din vloguri. O să încerc să postez de minim 2 ori pe săptămână. Și vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like, share pe care mi-l oferiți. Haideți să le arătăm tuturor că se poate să strângem 200.000 de maniaci pe nișa aceasta de fitness. Boom! Prima masă o să o luăm mai încolo dacă e, pentru că trebuie să ne băgăm la fasted cardio. Și sunt 11 minute deja. Ne uităm și la Deiu în același timp, în cazul în care n-ați văzut vlogul. Acesta este vlogul. I cut my diet, guess by how many calories. Și aici aveți toată dieta pe care deja o țin astăzi. Facem acum la înclinația 11, pentru că așa a zis și el în vlog. Și viteza 4, obositor așa cardio, că stăm acum gol jos. Și după cardio ăsta, haideți să-i dăm antrenamentul de spate. Bum. Și îi dăm intervale, 30-40 de secunde viteză mare. Și după aceea scădem viteza. Avem deja 7 minute. Văd că au trecut cele 30 de secunde. Așa că totul se lucrează pe intervale. Mamă, e obositor de tot. Haulă! Supărați-vă și băgați și voi codul la Șerban Fitness pe el. Acest parangel de la Casa Țărănească cu 17,50 lei. Și bineînțeles că baby spanacul nu trebuie să lipsească. Și în sfârșit a venit timpul pentru prima masă. Doamne, cât am așteptat-o! Și baby spanacul pentru volum. Așa îl pune, nu pune în tigaie ca să se facă atâta, jur că din atâta se face fix atâta baby spanac. Nu știu cum se întâmplă asta și din câte am văzut el își adaugă și ketchup de la Heinz cu conținut redus de zahăr, cu 5% mai puțin zahăr. Acesta. Nu știu dacă știați, dar Andrei Deiu și-a început cariera în bodybuilding la vârsta de 17 ani și în 2011 a participat la primul său concurs Miami Pro. Deci vă dați seama că i-a luat 9 ani aproape ca să ajungă pe scena Mr. Olympia. Și sincer, eu îl respect foarte mult pentru toată munca pe care a depus-o, indiferent de ce zic anumiți hateri și de ce l-acuză. Sincer, n-am adăugat sare la masa asta, fiindcă nu a zis nimic în vlog de sare, dar e foarte bună. Nu știu că mănâncă el gălbenușurile, am văzut că își amestecă gălbenușul nou. Andrei, nu suport să fac asta, mie îmi place să mănânc moale rău. O, cum vă place să mâncați gălbenușul? Nu știu, simt că dacă îl mănânc tare, îl mănânc degeaba. Deci nu cred că am mâncat o masă cu atâta poftă de mult timp. Și după cardio-ul ăla intens, dar cred că dacă o cronometram aveam 2 minute pe ceas, jur. Și dacă tot e vorba de Mr. Olympia și Deiu participă la Mr. Olympia și anul acesta, vă știți când a fost făcut primul Mr. Olympia? Primul Mr. Olympia a avut loc pe 18 septembrie în anul 1965. A fost ținut în New York și Larry Scott a câștigat acest Mr. Olympia. În momentul acesta, Big Remy e de neînfrânt și e efectiv un monstru de om. Ar fi interesant să fac și dieta lui. Trebuie să fac un pic de research pe ea. Mamă, deci nu vine să cred cât de puțin orez are. Jur că orezul ăsta parcă e de amăgeală aici. Deci eu aș plânge lângă el. Oase. Băi, Andrei, de ce nu ți-ai cumpărat tu de Black Fresh și îl tai frumos și îl bagai la tigaie? Asta e valul.
Nu credeam vreodată că baby spanacul o să aibă un gust așa de bun cu ketchup și cu pui. Dar lăsând asta la o parte, Andrei Deiu în 2020 a luat locul 5 la Mr. Olympia, iar în anul 2021 a luat locul 7. De ce credeți că a luat locul 5 în anul 2020 și locul 7 în anul 2021? Mie mi s-a părut că a avut o formă foarte bună în ambii ani și sincer chiar merita un loc mai bun. Voi ce credeți? Scrieți-mi în comentarii. În orice caz, masa 4 o avem chiar acum, 200 de grame de piept de pui, 30 de grame de baby spanac și puțin ketchup deasupra, care în cel totalul de, îl vedeți chiar aici și, sincer, mor de foame. Este ceva normal având în vedere faptul că este o dietă slabă din punct de vedere al carbohidraților, dar rezistăm. Rezistăm cum a rezistat și el atâta timp pe low carb. Efectiv, dieta asta mi-aduce aminte de vremurile în care făceam și o pregătire de concurs și mâncam atât de low carb. Ați vrea să mă mai vedeți la concurs o dată? Lăsați un comentariu. Bun. Și următoarea masă, aceeași ca acum două mese. Avem cod, sparanghel, dovlecel și orez. Băi, dovlecelul ăsta congelat e chiar ok și îți scutești o grămadă de timp. La gust așa, nu știu, pare ciudat, are gust de ceai. Nu știu de voi, dar mie îmi place mult rău sparanghelul, dar e scump rău. E pe cât de bun e, pe atât de scump e. Și oamenii mei, nu vine să cred că am ajuns să mănânc 4 bucăți de sparanghel la o masă, 9 bucăți de creveți, care cântăresc mai exact 220 de grame, echivalentul a 8 oz. Băie, bună combinația. Creveții chiar sunt de calitate. Haideți să vă arăt de unde i-am luat. Am luat funga de gunoi ca să vă arăt. Sunt de la firma Ocean Fish, sigur o știți, cred, creveți King Prawns. Și de ce zic că sunt super ok? Nu au scăzut în volum. În general, creveții, atunci când îi gătiți, scad foarte, foarte rău în volum. Și mă refer și la aceea King Prawns. Aceștia chiar și-au menținut un volum super decent. Dacă stau să mă gândesc bine, masa aceasta ar fi deliciu la dietă, la cât de foame ți-ar fi. Gata, aceasta. Pentru ultima masă, maniacii mei, avem cod și 4 fâșii de sparanghel. De-abia așteptam să mănânc sparanghelul ăsta. Și bineînțeles că la sfârșitul fiecărui vlog trebuie să dăm note pentru dietă. Punct de vedere al diversității, bineînțeles că nu este destul de diversificată fiind o dietă pentru concurs, așa că îi dau un 7 din 10. Volumul meselor, nu prea e volum pentru că este o dietă low carb, e fix înainte de concurs, deci ai un volum foarte mic. Îi dau 6,5 din 10 pentru volum. Cât de proteică este dieta? 10 din 10, este foarte proteică și bineînțeles că ai nevoie de proteine ca să-ți conservi masa musculară și să nu pierzi, mai ales că ești într-un deficit caloric destul de mare. Și dacă aș putea să țin dieta aceasta vreodată, bineînțeles că aș putea să o țin, dar nu pe toată perioada vieții. Pe o scurtă perioadă, atâta timp cât te pregătești de concurs, trebuie să faci anumite sacrificii. Și cu asta încheiem acest vlog, sper că v-a plăcut, nu uitați neapărat să lăsați un like, un comentariu și un subscribe ca să intrați în giveaway-ul cu cartea de rețete și să scrieți care a fost masa voastră preferată. Sincer, prima masă a fost preferata mea fiindcă eram leșinat de foame după antrenament și după cardio. În cazul în care vreți planul alimentare personalizate, planul de antrenament și cartea de rețete să o achiziționați, aveți linkul de la site-ul meu în descriere și de acolo puteți să achiziționați absolut tot. Iar după aceea o să intrăm în conversații pe WhatsApp pentru a determina scopul pe care l-aveți cu planul alimentar personalizat. Dacă vreți să mai vedeți și alți sportivi, alte vedete, pe oricine vreți voi să vedeți, scrieți-mi în comentarii drept cine ați mai vrea să mai mănânc și comentariul cu cele mai multe like-uri o să fie ales pentru următorul vlog. Ne vedem la următorul vlog, sper că v-a plăcut, câștig mania, pace!